Eru și Valea Generozității, de Alec Blenche, un volum apărut la Curtea Veche Publishing. Un fior adânc îl străbătu când auzi această chemare. Se uită în jurul său și nu văzu pe nimeni din regatul vânturilor, nici o creatură care se semene măcar un pic cu cele de acasă. Primul participant și o mare onoare pentru noi prezența sa este... spuse pelicanul lăsând un pic de suspans. Erus din regatul vânturilor! Continuă acesta din vârful bradului în care stătea tare țanțoș. Erus închise ochii și respiră din nou adânc. Presimțise că urma să fie strigat, dar parcă nu voia să participe. Niciodată nu participase la un joc fără să știe despre ce era vorba sau fără să se antreneze un pic înainte. În sfârșit, nu avea de ales. Așa că își făcu loc prin mulțime și se prezentă în față, acolo unde era trasată pe jos o linie roșie, deasupra căreia stătea scris mare cu verde START. Al doilea participant din regatul soarelui este... Și iar în moment de suspans... Leopardul Amor! Continuă pelicanul, ca un adevărat maestru de ceremonii, în vreme ce își potrivea tacticos ochelarii pe ciocul mare și rotund. Din mulțime își făcu loc un leopard din punător, al cărui pete negre străluceau în lumina soarelui. Se apropie încet și se așeză cu minte lângă Erus la linia de start. Erus îl privi curios și ușor speriat. Era aproape de două ori mai mare decât el și părea extrem de puternic și de atletic, oare cum ar putea el să întreacă un leopard? Poate doar într-un concurs de spus grume sau de aruncat cu piatra. Dar tare se temea că nu în asta constau jocurile generozității. Din regatul pădurilor, în bufnița ulii, se auzi în continuare pelicanul. Și deodată, din cer, apără o bufniță mare și frumoasă de un alb impecabil care ateriză lângă amurile opardul. Erus o privi cu mirare și admirație. Era la fel de mare precum amurile opardul și avea niște aripi lungi și puternice de ți se ridica părul în cap când le flutura. Erus îl aștepta cu sufletul la gură și pe cel de-al patrulea concurent. Erus îl aștepta cu sufletul la gură și pe cel de-al patrulea concurent. Înțelesese că acest joc avea câte un reprezentant din cele patru regate ale lumii bune. Mai lipsea doar participantul din regatul apelor, care îl interesa în mod deosebit, pentru că aceasta era destinația lui principală, unde va trebui să deslușească misterul apelor învorburate pentru a aduce astfel echilibrul în lumea bună. Iar din regatul apelor... Pelicanul prelungi suspansul mai mult decât o făcuse până atunci. Prințesa Dintr-o dată, de undeva din dreapta lacului călare pe un delfin, a apărut cea mai frumoasă făptură pe care Erus o văzuse vreodată. Era o fetiță cam de vârsta sa, cu un super păr lung, albastru verzui și cu ochii mari și albaștri. Lui Erus i se înmuiară picioarele, în timp ce Roa se așeză chiar lângă el, la linia de start. Bună, eros. Eu sunt Roa. Îmi pare bine de cunoștință. Bună, răspunse acesta băluindu-se un pic. Mulțumim că ai readus sarele pe cer. Ai făcut o treabă excelentă. Da, zise el mândru, nevoie mare. Voiam să spun cu plăcere, adică mă bucur că am ajutat, continuă el de-a dreptul intimidat de frumusețea prințesei apelor. Ne-a ajutat foarte mult. Adăugă roa zâmbind, în vreme ce eru se și mai tare. Dintr-o dată se auzi un sunet puternic de aripi care băteau aerul, iar pelicanul coborât din vârful bradului și se așeză în fața celor patru. Bună ziua, dragi concurenți! Vă felicit pentru participarea la jocurile generozității! Dar să știți că aceste jocuri nu seamănă cu nimic din ceea ce ați jucat până acum. Domnule, pot să vă întreb ceva?" Se trezia Alpi vorbind din buzunarul lui Erus și întrerupându-l pe pelican. Sigur, drăguțule mari, îi răspunse pelicanul amabil. Și pot să-mi spui puf? Bine, puf, eu sunt Alpi și aș vrea să știu ce premiu primește cel care va câștiga. Ha, ha, ha! Chicotia amuzat Puf. Ce măr curios! Va fi un premiu generos! Din moment ce suntem la jocurile generozității! E vorba de cel mai important premiu de pe aceste meleaguri! Continuă Puf, umflându-se în pene. Adică? Întreba Alpi și mai curios. Adică îi se va îndeplini o dorință, zise pelicanul. Cum adică? Sări și Ierus nedumenit. Cum ai auzit, tinere prinț? Răspunse Puf. Celui care va câștiga aceste jocuri se va îndeplini o dorință. Bănuiesc că de asta sunteți cu toții aici, nu? Pentru că vă doriți ceva. Așa că ia să vedem. Tu, amur, spuse Puf, Îndreptându-se spre leopardul care stătea oarecum nepăsător. Tu ce dorință ai?" Amur îl privi lung pe puf, apoi răspunse pe un ton serios. Fac parte dintr-o specie de leopardi pe cale de dispariție. Am ajuns în această situație pentru că oamenii ne vânează pentru blana noastră frumoasă și nu suntem singurii care au părțit așa ceva." Multe animale sunt pe cale de dispariție din cauza ignoranței oamenilor. Mulți vânează animalele doar de dragul de a vâna. Așa că dorința mea e ca oamenii să-și aducă aminte că pot trăi în pace cu animalele și să nu le mai vâneze pentru distracție sau pentru blana lor. Eru simțim multă durere în glasul lui Amur și în regatul său unii oameni vânau animalele în felul ăsta. Dar nu se gândise niciodată până acum că acestea sufereau sau că pur și simplu urmau să dispară. Bun, o dorință întemeiată, încuvință Puf. Dar tu, Uli, ce dorință ai? Uitându-se la pelicanul care se plimba țanțoși prin fața lor, Uli îi răspunse sigură pe ea. Eu vin din regatul pădurilor. Din păcate, oamenii taie într-un mod nemilos copacii și astfel pădurile au început rând pe rând să dispară. Cred că oamenii au uitat că pădurile nu sunt numai o sursă de lemne pentru foc sau pentru construcții, ci sunt și casă pentru foarte multe animale, păsări și tot felul de alte vietăți. Ele sunt și o sursă importantă de oxigen, curăță aerul și mențin un echilibru important în natură. Ne-aș dori ca oamenii să-și aducă aminte de aceste lucruri, să nu mai taie în neștire pădurile în care locuim și să replanteze copaci acolo unde este nevoie. Din câte își dădea seama, Erus, aici, în Valea Generozității, lucrurile aveau să fie mult mai serioase și mult mai complicate decât tot ceea ce făcuse el până în acel moment. Dar tu, frumoasă prințesă roa, se opri puf în fața fetiței. Tu ce să ai? îmi doresc ca oamenii să-și aducă aminte cât de importante și de frumoase sunt apele lumii și astfel să nu le mai polveze și să nu le mai murdărească. Erul se uită cu luarea minte la prințesă, înțelegând motivul pentru care apele deveniseră negre și învolburate. Se gândea că trebuia să ajungă cât mai repede la creasa apelor și să explice situația, apoi misiunea sa va fi îndeplinită. Așa că se trezi vorbind plin de entuziasm. Iar eu îmi doresc doar să ies din valea generozității. În acel moment se făcu liniște și toată lumea îl privi uimită și pe bună dreptate. Erus nu realiza, dar dorința lui suna mai mult ca o dorință personală în comparație cu dorințele celorlalți. Erus nu avea timp să dea explicații, știa că avea un lucru important de făcut și că de acesta depindea soarta lumii. Așa că se întoarse către Pufi și spuse pe un ton serios. Și? Acum ce facem? Păi, simplu, încep jocurile! Dar, nu uitați, așa cum v-am avertizat și mai devreme, nu seamănă cu nimic din ceea ce ați jucat până acum. Și ce vrei să spui cu asta, puf? Îl întrebă Erus nelămurit. Vreau să spun că aceste jocuri nu vor fi câștigate de cel care ajunge primul la final sau de cel care excelează în vreo probă fizică, dacă aleargă sau nuată mai bine, de exemplu, ci de cel care va fi mai darnic. Jocurile generozității sunt de fapt o serie de provocări care vor scoate sau nu la iveală mărinimia din voi câștigă cine e cel mai generos. Continuă Puf. Startul se dă de aici, de la lacul abundenței. Prima destinație e peștera urșilor. După ce veți trece sau nu de peștera urșilor, se opri Puf pentru un moment privindu-i pe toți în ochi, trebuie să ajungeți la prăpastia părăsită. De acolo, următoarea destinație este dalul dăruinței. La sfârșit, trebuie să vă întoarceți aici, pe malul lacului abundenței. Și țineți minte: nu contează cine ajunge primul, ci acela care a fost cel mai generos. Sper că acum totul e clar. Adăugă puf pe un ton serios. Așa că declar deschise jocurile generozității. Erus rămase înmărmurit. Avea impresia că aceste jocuri presupuneau niște aventuri destul de periculoase. Peștera urșilor sau prăpastia părăsită păreau niște locuri în care nu s-ar fi aventurat niciodată de bunăvoie. Se uită în dreapta și în stânga și văzu că restul concurenților erau foarte atenți și siguri pe ei în special prințesa Roa. Încercă să se liniștească. Se uită în desaga sa să vadă dacă mai are acolo rezervele de nuci, morcov și restul darurilor de la tovară și săi. Apoi privi încrezător în fața sa. Pe locuri fiți gata! Star! Strigă puf cât îl ținea gura, în vreme ce toate animalele prezente începură să aplaude și să scoată tot felul de sunete ca să încurajeze pe cei patru concurenți. Nici nu apucă să spună bine cuvântul start, că leopardul amur mur o la goană spre peștera urșilor, iar ulii se ridică în aer, bătând din aripile mari și elegante și îndreptându-se cu viteză în aceeași direcție. Roa voia și ea soia la fugă, ca nu cumva să rămână în urmă, însă renunță în momentul în care a văzut pe Eru că pornește ușor în înainte. Păi, ce faci? Nu vrei să câștigi? Îl întrebă prințesa Roa cam nedumerită. Ba da, doar că atunci când am fost în Valea Răbdării, am învățat printre altele că graba strică treaba. Pe deasupra, n-am cum să mă întrec în viteză cu un leopard sau cu o bufniță. Poate nici măcar cu tine. Iar Puf a spus clar că nu așa se câștigă aceste jocuri. De aceea nu mă grăbesc. Voi merge așa cum merg eu de obicei, gândindu-mă cum pot fi cât mai generos și răbdător în același timp. Roal privi cu admirație. I se părea logic ce spunea. Cred că ai dreptate. Pot să merg și eu cu tine? Desigur, îi răspunse Erus, bucuros din calea afară că Roa voia să vină cu el și făcu loc pe potecă. Uite, ăsta e un semn de generozitate din partea ta, îi spuse Roa zâmbind. Crezi? întrebă Erus încântat. Da, dar să știi că generozitatea nu este întotdeauna simplă. A fi generos înseamnă a pune pe alții în față. Înseamnă a te gândi la alții înainte să te gândești la tine. Și a ajuta pe alții fără să aștepți nimic în schimb. Aici cred că am o problemă, spuse Eros în gândurat. Până acum nu cred că am reușit să ajut pe cineva fără să aștept ceva în schimb. Se rezolvă, îi răspunse Roa zâmbindu-i din nou. Uite, ai acceptat să vin și eu cu tine fără să aștepți nimic în schimb. Iar eu îți voi întoarce generozitatea și te voi învăța tot ce știu despre această virtute foarte importantă. Și credem, noi, cei din regatul apelor, știm multe lucruri despre generozitate. Abia aștept! exclamă Erus. Nu-i venea să creadă că avea parte de compania frumoasei prințese care îi cam picase cu tronc. Și totodată putea să învețe mai multe despre generozitate. Știi care sunt cei mai mari eroi ai generozității? Îl întrebă Roa pe Erus. Există eroi ai generozității? Întrebă Erus uimit. Da, și încă foarte mulți. Și cine sunt? Unde sunt? Întrebă Erus extrem de curios. Păi, sunt peste tot în jurul nostru, numai că nu prea băgăm în seamă. De aceea nu reușim să învățăm nimic de la ei. Erus era intrigat și, în același timp, fascinat de tot ce îi povestea roa. Poți să-mi spui mai multe, te rog?" întrebă el. Cum îi poți recunoaște pe acești eroi?" Păi, în primul rând, eroii generozității dăruiesc fără să ceară nimic în schimb. Pe ei asta îi interesează, să ajute." Și cine face așa ceva?" întrebă Erus, parcă și mai nedumerit. Mm -hmm. Ai avut ocazia să întâlnești un astfel de erou destul de recent." Erus ridică din sprâncene, dând de înțeles că nu pricepea ce voia să-i spune eroua. Soarele," spuse fetița, fără să mai prelungească suspansul. Soarele e un astfel de erou. Ia gândește-te. Soarele dăruiește lumina și căldura sa, fără să ceară nimic în schimb." Da, ai dreptate," răspunse Erus. La fel și luna." Continuă roa. Luna ne luminează nopțile, fără să ceară nimic pentru asta. Da, așa este, spuse ea Erus. Uite, pământul care ne dorește roadele sale, florile cu parfumul și frumusețea lor, legumele și fructele, cu gustul lor minunat și cu sănătatea pe care ne dau, nu cer nimic în schimb. Erus o urmărea cu mare atenție pe roa. Și în mintea sa totul căpăta din ce în ce mai mult sens. Până și vântul, adăugă roa. De acolo de unde vii tu, vântul, care ne răcorește vara și alungă norii, nu cere nici el nimic în schimb. Da, exact, în cuvință Ierus. Dar apa? Și apa, dar nu pot vorbi despre asta acum. De ce? Mama mea, creasa apelor, a hotărât să nu mai fie generoasă. Pentru că și-a pierdut răbdarea cu oamenii. De asta mă aflu eu aici. Vreau să câștig jocurile generozității, astfel încât oamenii să-și aducă aminte cât de importantă este apa pentru ei și să nu mai polueze, să nu mai rosească și să nu mai murdărească. Numai că mama nu știe că sunt aici. S-ar îngrijora foarte tare dacă ar afla. Eru stăcu. în ce să-i mai spună prințesei, dar simțea că misiunea lor era una comună. Și pe deasupra, îi se părea ceva cunoscut la ea. Numele ei și ochii aceia mari și albaștri îi se păreau tare familiari, dar nu știa de unde. Merseră așa o bună bucată de vreme, unul lângă celălalt, în liniște, până când ajunseră la Peștera Urșilor. O clipă, spuse deodată Roa. Știu un cântec foarte frumos. Despre eroii generozității. Vrei să cântăm împreună? Desigur, răspunse Eros entuziasmat. Pot să cânt și eu, spuse Alpi un pic rușinat și încă ascuns în buzunarul său. Da, bineînțeles. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Zise Roa, apoi început să cânte. Dacă vrei să știți de ce lăsare, luna. Dacă vrei. și vala generozității de Alec Blenche se poate găsi pe www.curteaveche.ro și în librăriile din țară. <fixă>